Cum credeți că își vor aminti de dumneavoastră oamenii? Sau cum ați dori să-și reamintească lumea de dumneavoastră? Vreau să vă spun dumneavoastră că normal că un cetățean care a făcut performanță este sau pozitiv sau negativ amintit de spectatorii care iubesc fotbalul. Și sunteți, mă rog, iubiți de către toată lumea fotbalistică, asta este foarte clar și nimeni nu poate contesta acest lucru. Da, sigur că da, mă rog, dar trebuie să te fi comport în așa fel încât să fii, chiar dacă nu ești iubit, dar să fii apreciat. Vi s-a pus în mod corect, zic eu, titulatura de gentleman. Dumneavoastră, cum v-ați auto-aprecia? Cum v-ați auto-caracteriza? Că sunt un om care respectă oamenii din jurul lui și că, ar spune așa, că trebuie să respectăm acea civilizație pe care o avem.